29 martie va ieși scântei din ring. Campionii României vor fi puși față în față cu sportivi selectați din întreaga lume. În cadrul galei Super Combanu Heroes, la Ploiești vor răspunde prezent luptători din 8 țări de pe 4 continente. Evenimentul va fi denumit România versus restul lumii și va conta pentru etapa de New Heroes a circuitului Super Combat. Gala Local Combat Ploiești, România versus restul lumii, va însemna lansarea circuitului pentru acest sezon. Am selectat cei mai buni 8 sportivi din noua generație pe care i-are România, exceptându-l pe Ion Tatu Tedeschi, care este deja un veteran. Toți câștigătorii din acest eveniment vor avea ocazia ca pe viitor să participe în galele World Grand Prix, care se vor disputa pe parcursul acestui an. Între cei care sunt protagoniștii acestui eveniment se află și Cristian Ristea, legitimat la clubul Respect Gym Găiești și aflat sub îndrumarea profesională a antrenorului Daniel Mocanu, care va da piept cu Romano Romasco. Îmbovițeanul nu se află la prima provocare de acest gen, contabilizând în cadrul Grand Prix-ului Super Combanu Heroes 4 victorii și o înfrângere. Rezultatele avute de-a lungul timpului în sportul de contact l-au făcut să ajungă să lupte în cea mai puternică promoție din Europa. Meciul va fi împotriva italianului din Ghana, de fapt, italian cu ghanez, cetățenie italiană, Romano Romasco, și șansele cred că înclină în mare parte către Cristian Ristea, deși adversarul lui e campion mondial de sambo. Între luptătorii care vor urca în ring se numără și Bogdan Stoica, George Loren, Ionuța Todirese și campionul Cedric Mahoev, care va lupta pentru centura New Heroes la categoria mijlocie împotriva prahoveanului Amanasio Paraschiv. Pe lângă spectacolul din ring cu care se vor delecta, cei prezenți vor putea să dea și o mână de ajutor copiilor. Campania umanitară va fi prezentată de Dana Săvuică, aceasta urmând să fie gazda galei Local Combat România versus restul lumii, alături de australianul Samuel Gazis. Toți banii colectați prin acest program vor fi alocați pentru sprijinirea înființării, dotării și funcționării Spitalului Copiilor, viitorul spital public de urgență pentru copii, care va fi dat în folosință în vara anului 2015. Iată programul complet al galei Local Combat România versus restul lumii. Biletele pentru evenimentul Local Combanu Heroes România versus restul lumii vor costa 30 de lei și se pot achiziționa de pe eveniment.ro, dar și de la casele sălii polivalente.